Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine, telefonic și astăzi, e jurnalistul Sorin Avram. Bine te-am regăsit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Pentru început, avem informații noi despre cum va începe anul școlar 2020-2021 la 14 septembrie. Informații noi care se regăsesc într-un document pe care marți noapte Ministerul Sănătății l-a publicat pe site-ul instituției și care este în dezbatere publică. S-au păstrat trei scenarii, însă ceea ce știm foarte clar este că preșcolarii și copiii de clasele 1-4 vor participa fizic la ore, cu masca pe față, pe toată durata orelor, inclusiv la educație fizică și în pauze, în recreații. La fel și elevii care învață în clasele a 8-a și a 12-a. În rest, în funcție de școli, de la caz la caz, în funcție de infrastructură, de dotări, de spațiile fizice existente acolo, vor fi opțiuni între celelalte două scenarii. Și există informații și cu privire la condițiile în care se suspendă cursurile la clasă sau integral la școală. Ai apucat să vezi câte ceva din documente? Există foarte multe informații. Acum, de unde până acum 3 săptămâni nu era nicio informație, acum e plin de informații care se bat cap în cap. Ministerul Sănătății a vorbit despre acele culori de semafor, nu? Roșu, galben, portocaliu și verde. Verde, da. Așa? Bun, inițial asta a fost discuția, acum a venit Ministerul Sănătății cu alte precizări, primarul Suceava nu a făcut o serie de precizări, directorii de școli, din informațiile mele, din municipiul Suceava, continuă și la această oră consultarea cu profesori, cu diriginți, cu părinți. Deci nebuloasa este din ce în ce mai accentuată. Pentru că asta, se apropie ziua și au intrat în panică. Cătena. Da, dar până acum se știa că școala începe în septembrie. Am vorbit și am răzvorbit și noi și alții în această țară. În acest timp, doamna ministru al educației, Monica Anichie, lansa acea prostie cu campania cu purtatul măștii. Asta trebuia să facă ministrul educației, să învețe lumea cum să poarte masca în loc să facă lucruri concrete. Au bâșbuit-o, au învârtit-o. Astăzi este 19 august. Acel document este în dezbatere publică, mai durează. Deci e un haos generalizat. E o prostie să-i spui unui copil de clasa 0, 1, de clasa 2, a 3, a 4, cum îl pui pe acel copil să poarte mască? Cum să meargă la sport cu mască? Cei care au elaborat acest document n-au probabil copii cu vârste mici care se ia acasă să-i certe copiii pe părinți, că nu e posibil așa ceva. După aceea, de ce un copil de 0-4, cum spunea astăzi primarul, să meargă la școală și nu de clasa 5 să nu meargă? Copilul din clasa 4 când este avut învățător, acum din clasa 5 sunt profesor, nu-i cunoaște. Este un haos de nedescris despre care s-a intuit că va apărea încă de când s-a încheiat anul școlar. Autoritățile sunt incompetente, sunt incapabile să rezolve această situație. Au pasat cei din București responsabilitatea pe primării și pe școli, lasă fiecare școală. Acele scenarii, un copil se îmbolnăvește, nu știu ce se întâmplă, doi se închide școală, trei nu știu ce se întâmplă. Da, ce faci? Deschizi la școală și poi mâine o închizi. Cam asta, cu siguranță vom ajunge în situații în care într-o școală sau într-o unitate de învățământ, trei copii din clase diferite să fie în același moment bolnavi de COVID-19 sau situații în care un profesor care s-a îmbolnăvit a predat la mai multe clase și a trecut și prin cancelarie. Acestea sunt scenarii luate în calcul, însă care duc clar la închiderea școlii pentru 14 zile. Asta înseamnă că trebuie să ne pregătim în orice variantă pentru scenariul 3, acela în care școala se va face online. Online, și aia nu mai e școală. Păi mă uitam la ce s-a întâmplat la Liga Campionilor cu echipele care au fost duse la Lisabona să joace turneul final. Au fost doi fotbaliști de la Atletico de Madrid care erau infectați. Nu s-a închis campionatul. Nu s-a închis Final 8-ul Ligii Campionilor. S-a jucat în continuare. Fotbaliștii respectivi au fost
izolați, ceilalți au trecut la testări, care este apt combatant merge. Dar cine să testeze? Pentru că noi nu cumpărăm aparate PCR să dotăm spitalele și direcțiile de sănătate publică. Nu pregătim cadre medicale capabile să facă aceste analize. Noi ne mai dăm din gură și spunem să ne spălăm pe mâini, să purtăm mască și să ținem distanța. Atât. Investiții zero. Cine îi plătește pe profesorii care vin la... Ministerul Educației. Care ministerul, care este bugetul alocat pentru așa ceva? Câți profesori, de câți profesori ai nevoie? Dar unde sunt tabletele, Sorin, pe care ministerul trebuie să le cumpere pentru copiii din familii care nu își permit așa ceva? Dar unde sunt măștile pentru persoanele defavorizate pe care guvernul trebuia să le trimită? Vorbeam cu un profesor respectat de care mi-a zis maxim 6 ore poți vorbi și ține ore la o clasă. De la 8 ore nu mai dai randament, nu te mai ține glasul, nu te mai simți nervi și așa mai departe. Unde s-a făcut și când s-a făcut selecția cadrelor didactice care se predea pentru orele suplimentare? Da, sunt întrebări la care nu putem răspunde și cu siguranță mai sunt foarte multe întrebări care vor apărea pe parcurs, Sorin, pentru că teoria e una, practica e alta. Este incompetență crasă, incompetență crasă și dat din gură. Nimic concret. Bun, suntem într-o perioadă preelectorală în care oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți își doresc să ocupe funcțiile pe care noi astăzi aici le analizăm, le criticăm, le lăudăm dacă e cazul. Sunt câteva subiecte politice aș vrea să abordăm acum. De exemplu, Mirela Domnică îi critică administrația județeană a lui Gheorghe Flutur, evident, își dorește prin candidatura sa să obțină funcția pe care, o deține astăzi Gheorghe Flutur, aceea de președinte de Consiliul Județean, și critică mai ales faptul că nu a tras Consiliul Județean în actualul mandat niciun euro din fonduri europene pentru reparația drumurilor județene. Banii provin, spune doamna Domnică, din fonduri de la guvernul PSD, din credite sau din proiecte promovate de fosta conducere a instituției. Da, știu, doamna Domnică a spus asta și la mine când a fost la radio la emisiune, că nu s-au tras fonduri europene. Asta cu fondurile europene e o bilă neagră pentru România în general, pentru că România nu a fost capabilă să atragă mai mult din parte 30%, cred că a fost maxim că a putut să atragă România de-a lungul timpului din sinele care, de care putea să beneficieze. Asta cu fondurile europene, da, este o problemă foarte mare, dar e o problemă sistemică, pentru că, cu mici excepții, municipiile, județele și România în general nu a reușit să atragă fonduri europene și asta se vede cu ochii liberi. Câte autostrăzi se fac cu fonduri europene, câți kilometri de cale ferată au fost reabilitați cu fonduri europene, câtă reînnoire a fost la parcul CFR, la parcul auto și așa mai departe. Deci asta este o problemă, dar cum o rezolvi? Cu cine o rezolvi? Asta este marea chestiune. Pentru că sunt câteva firme private care au acest exercițiu al atragerii de fonduri europene și plătesc foarte bine pe oameni acolo și care lucrează acolo și e greu. Ai nevoie de oameni pentru că nu atrage nici Mirela Domnică, nu atrage nici Gheorghe Flutur. Da, nu-mi spune că în domeniul public, în mediul public, la stat, oamenii nu câștigă bine. Cătălina, la stat, lumea nu știe la bani. Adică lumea crede că pentru efortul de a se deplasa de acasă la serviciu și de a rupe ușile la ora 4, merită banii aia. Lumea nu știe la bani. Trebuie aduși oameni din privat, da? Care știu la bani. Și care să se molipsească de comportamentul acesta despre care vorbești tu? La bugetari nu știe lumea la bani. E o expresie din asta. Mulți nu mai știu la bani. Când te duci la un restaurant și îți dă niște trețuri nesimțite, spui, bă, ăștia nu mai știu la bani. Când vine taromul și îți pune niște 180 de euro, dus întors și te iau București, taromul nu știe la bani. Ăștia de la buget, majoritatea nu știu la bani. Câștigă 9.000, 10.000 de lei pe lună și freacă două hârtii și încurcă lumea, nu știu la bani. Eu cred că asta li se cuvine.
dar cei care lucrează în privat în acest domeniu și nu doar în acest domeniu știu la bani. Da? Deci trebuie oameni, despre asta e vorba. Asta, că eu nu știu vreun candidat, nu spună că va atrage fonduri europene. Nu cunosc. Mai greu e cu făcut. Asta, trebuie oameni. Trebuie să vii cu oameni să îi aduci să facă lucrurile. Și să ai viziune. Și să faci niște proiecte de amploare. Aia cu cât timp drum, aia și întotdeauna. Hai să facem niște proiecte, să scoatem județul ăsta. Eu trebuie niște locuri de muncă pentru un an, 2, 3, 4 și așa mai departe. Primăriile au mai făcut. Am vorbit ieri despre Gura Humorului, am vorbit zilele trecute despre Suceava, municipiu. S-au mai făcut proiecte. Câmpul Lung, evident, are și acolo proiecte cu fonduri europene. Un alt partid, un alt candidat pentru Consiliul Județean Suceava, singurul candidat pentru această funcție născut după Revoluție. Este la Pro-România. Să-i dea Dumnezeu sănătate. E bine pentru domnișoara, doamna respectivă. Nu știu, că s-a născut. E doamnă. E doamnă. Că s-a născut după 90, e bine pentru că mai are mai mult de 3. E tânără, așa, cu cât ești mai tânăr, cu atât e mai bine. Asta nu trebuie să fie un criteriu. Ce criteriu este că s-a născut după 89? Adică care e legătura cu cine și cu ce? Asta nu înțeleg. Că nu-i contaminat de comunism? Sau de ce? Dar dacă și nici de politică 96, nu e contaminată, pentru că da, vine bun, din mediul privat, acum pentru prima dată în politică. Dacă se năștea în 87 și avea 2 ani, ce? Știa să spună Ceaușescu PCR sau ce la 2 ani? În fine, asta e o chestie de reclamă electorală. Uite, de 30 de ani, foarte bine, tinerețe, că noi... Dar tot în sistemul ăsta trăit, care este la noi, nu oamenii sunt contaminați, adică dacă e pe bucăți, nu, dacă nu e întreg sistemul nostru, este contaminat. Despre asta este vorba. Și doamna lucrează, s-a lovit și ea de una, de alta, știe cum merg treburile, în politică se știe și a mai discutat problema asta, că ăștia mici, ăștia tinerei, născuți după 90, sunt injectați. De ăștia bătrânii în ADN, care-ți hârșiți în rele, care-ți hârșiți în rele și vorbesc urât, se comportă urât, știu cum se ajunge în politică sus, știu ce uși trebuie să deschide, știu ce trebuie să... Asta învață și mecheriile astea. Și da, că s-a născut după 90, să fie sănătoasă. Iar la primăria Suceava, un cadru didactic, de la încă un cadru didactic, poftim, sau încă un conferențiar universitar doctor, și-a depus candidatura și a fost validată la biroul electoral de circumscripție, Petru Cobzaru, din partea Partidului Ecologist Român. Da, bun, da, înțeleg că domnul este la mecatronică, nu? Da, este conferențiar la inginerie mecanică, mecatronică și management. Da, e o specializare interesantă. Dacă nu mă înșeală memoria, această secție a fost înființată de regretatul rector Emanuel Diaconescu. Deci e interesant ca să fie acolo la mecatronică, trebuie să ai minte în cap, dar nu e o persoană vizibilă, nu am auzit de dumnealui. În mediul universitar e cunoscut probabil, e conferențial, are așa. Dar nu este suficient asta. Deci nu e suficient să clipești pe frunte că ești la Universitatea Suceava. Dacă era Mihai Dimian, discutam despre altceva. Dacă vorbim despre Sanda Maria Ardeleanu, care candidează la PNL la Consiliul Local, vorbim despre altceva. Dacă era Valentin Popa, rectorul care a fost și ministrul al educației, am fi vorbit despre altceva. Și mai sunt cadre didactice de acolo care au ieșit din bula universitară. Pentru că așa poate te alege la universitate ceva, dar în oraș nu te alege lumea, numai pentru simplu fapt că ai lipit pe frunte că ești la USL. Dar probabil că nici nu va face de rușine, nu? Că a pus pe cineva de la USL decât se pună de la, nu știu, de la CFR, să nu știu. De ce nu, până la urmă? În total, pentru funcția de primar al municipiului Suceava, Sorin, au fost validate numai puțin de 14 candidaturi. Este cel mai mare număr de candidați din 2000 până astăzi. Mai, uite, na, candidați avem. Vezi? Avem, acum, avem, să vedem ce
ce participare va fi în 27 septembrie la vot, nu? Pentru că oamenii de obicei, scuza asta, o lansau înainte, n-am avut pe cine, că mereu aceeași. Păi nu știu dacă sunt mereu aceeași. Dar poți să ai și cine este candidat și poți să n-ai pe cine. Adică nu numărul contează, nu cantitatea contează, Cătălino. Aici tu ai dreptate, dar nu poți să spui că n-ai cu cine, poți să spui că n-ai pentru ce să votezi pe cineva. Evident, formațiunile politice, și când zic formațiuni politice, mă refer la PSD, PNL, PMP, Pro-România și ce mai... USR, ai uitat? USR, așa, restul nu-s. Adică nu-s. Bun, hai că mai sunt asta, că e curentul cu perul, că cu ecologism, hai, băgăm acolo, da? Zici că pui, dar celelalte partide cu, nu știu, ADER și cu PPU, LLU, SLU, LULU, al domnului Bășanu, astea ce? Asta nu există. Evident că nu vor lua votul nici cât să facă un sfert de mandat de consilier local. Asta e clar. Și mai avem și doi independenți, Sorin. Da, Cătălina, unii n-au simțul, deci astea partidele mari, evident că trebuiau să-și pună candidat, hai și pe ăsta, să-și pună candidat, dar este pentru ce? Adică unii n-au simțul ridicolului. Nu au simțul ridicolului, unii dintre ei, alții au un pic de simț al ridicolului, dar fac niște jocuri, pentru că cu cât mai mulți candidați, sunt făcute niște calcule, uite, ăla e de colo, de colo, de colo, hai că este așa. Deci, cu șanse reale să ajungă în Consiliul Local, sunt 5 partide, da? Restul nu contează. Iar la Consiliul Județean nu mai e record data asta, că au mai fost numeroși candidați. Cătălina, sunt 10. La fel. A se vedea comentariul de la anterior. Da, și aici la Consiliul Județean nu avem candidaturi independente. Ca să a nu fie chiar la fel. Îți mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.